În urmă cu 2 ani și ceva am început să, după mai multe căutări, în mai multe ateliere, teste, probe și tot ce înseamnă partea aceasta de stare efectivă a pielii, a metodelor de realizare. Am lucrat mai multe ateliere de marochinărie din zona Sibiu, Cisnădie, Mediaș și am găsit într-un final ceea ce căutam, pentru că eu am vrut un nivel calitativ cât mai înalt și pot să spun cu mândrie că produsele noastre, deși se lucrează handmade și nu avem cuțit de ștanță pentru fiecare produs, deci fiecare produs se realizează individual, de mână, pot să spun cu mândrie că suntem printre cei mai buni din România la acest capitol. Asta mi-o spun clientele mele, care marea majoritate revin pentru alte comenzi, și faptul că am observat ce oferă în acest moment piața românească. Tocmai de aceea am vrut să venim cu un produs premium, dar la un nivel al prețului care să le permită româncelor să-l cumpere. Când am început la ora Maxim Bags, lucram încă în televiziune și mergeam la 3-4 dimineața la Sibiu, în hale, să alegem piele și pe urmă ulterior să o ducem în ateliere și la ora 5, 4 și jumătate, 16, 30, 17 eram în Emara Mureș pentru pregătirea buletinului de știri. Ajungeam acasă de multe ori la 7-8 seara, dar în momentul în care am renunțat la televiziune pentru că nu mi-am mai permis efectiv timpul, nu mai reușeam să fac și atelier și parte de genți și televiziune, și acum mi se întâmplă să ajung acasă, să plec dimineața la 3, 4, 5 și să ajung noaptea la 1-2 noapte acasă. La început am fost un fel de one man show, eu preluam comenzile, eu dădeam mai departe în lucru produsele pentru că am avut o capacitate foarte mică de producție la început. Eu împachetam, eu trimiteam clientelor, eu țineam legătura cu tot ce înseamnă. În momentul de față, echipa, să zic așa, echipa formată din mine s-a lărgit. E implicat și soțul meu, avem colaboratori cu care lucrăm, oamenii din atelier, angajata pe care o am aici, angajații de la Sibiu și de la Mediaș. Deci ne-am mărit cumva echipa pentru că o cerea piața și faptul că se aștepta în jur de 3 săptămâni pentru un produs comandat la noi, ceea ce mi s-a părut la un moment dat inadmisibil, dar nu găseam oameni suficient de pregătiți și de pricepuți care să lucreze la standardul pe care îl doream eu. Trebuie să urmărești tot ce înseamnă trenduri, trebuie să te documentezi, trebuie să vezi tot ce se postează sau aproape tot cât poți să cuprinzi din ceea ce se postează din afară. Pentru mine nu există zi în care să nu verific toate site-urile de lux pe care le cunosc. Nu există nici măcar o zi în care să nu le verific, să nu verific tot ce a apărut nou. Efortul trebuie să faci categoric, nu se poate, nu există, nu poți să ai rezultate și cred nicăieri fără să te implici 100% și să dai tot. Dar dacă dai tot și dacă îți propui să reușești, reușești. Nu există să nu reușești. Chiar cred în chestia asta 100%. Faptul că am un program oarecum liber ales, așa cum mulți ar putea crede, nu e simplu. E simplu într-un fel, dar nu e simplu. E simplu pentru că poți ieși din atelier și poți să-ți rezolvi probleme personale, dar nu e simplu pentru că aici, dacă nu te implici 100%, lucrurile nu merg chiar cum ai dori. Când în Cluj ni s-a pus un diagnostic de infertilitate severă, ni s-a dat soluția adopției. Soluție pe care, sinceră să fiu, nu că nu am luat-o în calcul, dar pur și simplu n-am conceput să nu am un copil al meu. Niciodată n-am putut să concep chestia asta. Și atât de mult am căutat și atât de multe resurse am investit, și fizice, și materiale, și de orice fel, până când am găsit soluția care pe noi ne-a ajutat. Nico și Toti sunt cele mai mari realizări ale mele, clar, de departe. Planul personal niciodată nu poate fi egalat de nimic ce ai face pe plan profesional și de nicio reușită profesională. Fiii mei sunt pentru mine, pentru noi, ca și familie, cea mai mare reușită a noastră. Am crezut foarte mult în acest produs. Odată ce am văzut primele teste, primele mostre, am știut că va fi ceva care va vinde. Dar nu cu acest gând am pornit să vând neapărat, ci să ofer pieței un produs premium, care știam că la un moment dat se va adresa unei nișe mai înguste, mai mici, dar care va vinde.
Și asta s-a întâmplat.